Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Cardio Sfat 2016 cu Chievo Verona. A trecut o săptămână de când nu am mai jucat, pentru că am fost la București și salvarea o am acasă. Și de-abia am așteptat acest moment să revin aici, pe PC-ul de acasă, să revin la carieră și să joc. Dar bineînțeles, cel mai important, să-l antrenez pe cel mai bun jucător din lume, pe Slender, la toate chestiile. Nu antrenez pe nimeni altcineva în afară de Slender. La asta, hai să dăm pe Beachman Hard. Hai să dăm toate pe Hard. Sunt pregătit. Mâine, bine, în mod ironic spun mâine, pentru că acest videoclip probabil apare duminica și eu îl filmez vinerea, dar sâmbătă o să mă duc la un concurs LAN. Am căutat echipă de CSGO, doar că am găsit oameni care erau Eagle și n-avea rost, pentru că chiar oricât i-aș fi cărat eu, degeaba i-aș fi cărat, pentru că la concursul ar fi fost oameni care sunt chiar foarte buni, adică 5 global, și eu nu pot căra încă 4 Eagle versus 5 global, pentru că e aproape imposibil. Și m-am băgat la FIFA. Va fi interesant. Sper să nu mă fac de râs. Sper să-i bat pe toți, dar să vedem, o să vă spun ce am făcut oricum. Și probabil o să aflați mai devreme, pentru că o să fac live sâmbătă seara. Dar cei care nu au fost de pe live o să aflați probabil mai târziu. Ok, Slender Shooting Hard. Sau am pus set pieces. Ai, nu. Penalty easy. Medium. Nu, asta. Ok. Toate la maxim de greu pentru Slender. Vreau să-i testăm abilitățile la maxim. Știm cu toții de ce e în stare Slender. L-am văzut în splendoarea sa la antrenamentele trecute. Hai să vedem din nou. Slender! Oh my god, ce treceri! Dă-te din fața lui dacă nu vrei să trezești noaptea singur în pădure și să fii omorât. Așa, Slender. Genial până acum. Au, cum sunt doi. Nu, băi, căcat. Dacă mai îl atingi pe Slender la picioare, te omoară Slender aici. Fii atent. Oh my fucking god. Cezar, tu chiar vrei să împărtășești soarta lui Cezar din legiunile romane? Uite, wrecked in pieces. Bravo, Slender. N-ai ce să-i faci unui om ca Slender. E prea bun și prea la... Ok, am greșit o mică. A fost vina mea, n-a fost vina lui Slender. A ratat chestia aia. Se mai întâmplă la orice jucător. Și Messi rata chestia aia. Și Ronaldo. Nimeni nu putea nimeri chestia aia. Doar Slender a mai ratat și el. Uite trecerea aici. Messi și Ronaldo nu puteau să facă pe Cezar. Bine, Slender. Hai că poate luăm și noi gold. Dă-te din fața lui, că n-are nicio șansă. N-are ce să-i facă lui Slender. Acum 3. E ușor cu 3. În fiecare noapte Slender e cu 3 oameni în pat, așa că nu e frică lui de 3 pe teren. Ce? Pot face mai mult, dar momentan lăsăm pe ce, pentru că vreau să trecem și prin astea mai repede, să nu stau 10 ani să le fac. Next, El Rondo. Este prenumele lui Slender. Slender El Rondo. A, trebuie să ia mingea. Slender va încerca și va reuși cu siguranță, dar... Ok. Uite. Ah! Bă, frate. E imposibil. Aleargă-mă, bă, dar e prost tare. L-a pus în cur și a căzut în cap. Slender! Oh, fuck, ACDC. Dă și pe mie pas. Sunt pe minus 100 momentan. Ok, dăm restart, pentru că nu e vina lui Slender că a dat un copil autist. Uite cum aleargă ăsta. Nu știu cine e, dar aleargă ca un idiot. Uite, Slender a recuperat. Ah! Ia mă pe el, mă. Bă, dar nu e stai... Așa, uite, tot Slender să recupereze. N-ai unde... Oh my god, a dat pe centru. Totuși trebuie să apreciez că sunt programați foarte bine ăștia să dea pase de la astea. Pentru că mereu le dau palea bune și eu nu pot să le dau mingea. A dat și printre noi. Bă, dar nu-i budă nimic la care e cu mine. Slender, ia rupele picioarele. Gata, 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 băieți. Hai să vă rupe picioarele, Slender. Ah! Oh, fuck. Nu, printre. Oh my god. E imposibil această chestie. Rupel! Așa, bravo, Slender. Rupel, auzi? Bă, ce face prostul? A, lasă pe Slender singur. A zis, mi-e frică, Slender, bagă-te singur. Oricum, Slender se ocupă și de ăștia iarăși. Ok, aproape. Ah! Slender. Nu, cât de aproape. Nu.
Mai am 18 secunde să ating mingea. Hai, Slender. Bine, mă, băiat. Cel mai bun din lume, Slender. Voi nu m-ați crezut când am spus că Slender merită balon de aur în 2016. Credeți că sunt nebun. Dar o să vedeți voi. Cu ceva bani, platinii poate dau balon de aur oricui, așa că... Slender îl poate pierde, pentru că alții care chiar nu merită, îl pot lua. Pentru că Slender chiar îl merită, asta mă refeream. Încă un ce? Am înțeles de la voi că la... Nu, am dat cumva să facă din nou? A, nu, nu, e bine. A, acum facem noi măgurușul cu ăsta. Așa, măi, fraier, să vedem cine... Cât de bun ești acum. Bârsa, ești prea prost. Bârsa a dat pasul și a fugit. Nu suntem la bătaie să dai și să fugi, Bârsa. Aici dai toate mingele cu Slender, că el le face, practic. Ai, băi, Danieli, dai că pot face mult mai bine la asta, dar mă prostesc. Vedeți ce spuneam? Ești prea prost. Nu Slender ăla care n-a fugit pe minge, Bârsa. Combo, 360. 400. Dacă nu primesc ala asta, oh my god, am ratat pasa aia. Și am pierdut combo-ul. Mamă, și eu am 32 de secunde. A, ești... Mamă, 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 mamă. Slender trebuie să-și care echipa și aici, la antrenament. Dați-vă doar cum se mișcă Slender. Zici că e... Oh my god. Deci, zici că e o gimnastică olimpică care a făcut sex cu Minotaur și a născut pe Slender, așa, așa... Am dat retry din greșeală. No, fuck. Așa se mișcă Slender. Ăla de acum. Change creation. Ok. Hai să vedem. Ah, sunt astea, ok, ok. Ce pase dă Slender. Ce frumos, Paloschi, nu mai ești chiar maică ta. Oh, Paloschi, bravo, băiat. Hai să facem maxim asta. Chiar vreau să fac maxim. Bine, Slender. Ah, Cezar a fost înțepat în piept cu mingea. Precum cuțitele lui Brutus și ale senatorilor. Bă, n-am pierdut mingea, era la mine. What the fuck? Ah, am stricat-o de la faza aia. Bară, gol, așa, mă, băiat. No, e vina lui Paloschi că n-a fugit. Nimic, barbă, a murit, dar nu-i nimic, că Slender... O, mă, uitați trecere, Slender! Nu contează că a dat pe astea, dar a făcut trecerea anului. O să apară la fazele alea, știți, vedeți mereu fazele tare la fotbal pe YouTube. O să apară Slender cu trecerea aia. Dacă dau... A, aproape. Aproape să dea golul anului. Frumos, aproape, bă, dar... Am început atât de bine, ăla-i portarul? Nu. Cine este, mă, frate? Pelisar, auzi, auzi nume. Între tot Slender trebuie să facă preluarea aia. Shoot. Am stricat, am făcut. Pot face mult mai bine dacă nu sunt idiot. Am pus condiția dacă nu sunt idiot, am spus. E ca la C++, pun condiții și chestii. De altfel nu merge forul. Du-te în spate, Paloschi. Bă, da, Paloschi prost. Sau debil mental. Ah. Amândouă, e măsă, deci amândouă. Ce centrare groază. Nu, mai bine lăsam pe prima, că acum nu mai joc nimic. Ăla, a, ăla-i portarul. Chiar mă întrebam de ce e îmbrăcat altfel. Slender, barba, dacă mai e mingea lui Slender, te trezești într-un șans mort. Adică nu mai te trezești, dar rămâi într-un șans mort. Portar, te rog, ieși ca să dau un gol și să câștig puncte ușoare. Nu, no, de ce nu e? Oh my... Aproape. Am spus oh my god dinainte să fac trecerea. Pentru că știam că Slender e incredibil. Hai măcar să facem vreo 10.000. Cu șuturi ca astea, nu prea ușor, dar... Paloschi... Oh! Ah! Ce pasă a dat Slender? Dar Cezar vrea să fie înjunghiat în seara asta. E prea prost piticul ăsta. Se duc prea puternic. Slender are prea mult la forță și de asta... Se duc prea puternic șuturile sale. Uitați doar șuturi, totuși.
A, în sfârșit, un gol cu ăsta. A, prostia mea. Slender. OP. Am stricat tot asta. În afară de acest golazo! Slender! De la jumătate o să trag mereu cu el. La ce goluri frumoase, da? Ești prea prost, Paloschi? Nu, am vrut să-l înjur pe Paloschi, n-am vrut să șutez. Iarăși! Oh my god. Am stricat de tot această provocare. Dar golurile lui Slender sunt de pe altă planetă. Dacă Messi și Ronaldo nu sunt de pe pământ, Slender nu-i din galaxia asta. Assisted free kicks, ok. Cum fac asta? Dacă mi-aș și spune, sau probabil a spus. Ia. Ok. Taps. Taps. Nu funcționează. D, then S. Run over ball. Aha. D, S. No, nu, e mult prea complicată această provocare ca să o fac, așa că vă știu direct. Dar nu îmi dă puncte. Bă, frate! Using your teammates, S, tap, lay off pass, da? Ce așa greu? Tap, S. Uitați-o. Ok. Caps, control second kicker, Z control third. Ah, cred că știu. Uh-oh, retard alert! Aproape, ați văzut? Shoot! Nu prea. Deci fie înainte. Ok. Această provocare a fost un eșec pentru că e mult prea complicată pentru tehnologia pe care o avem astăzi și nu se poate face provocarea asta. Dar oricum, la restul Slender a fost genial. Și poate când o să avem o tehnologie superioară o să putem face și acea ultimă provocare. Provocarea imposibilă, cum vreau să o numesc. Însă, revenind la Chievo Verona, avem un match foarte greu versus Inter. Și nu mai avem bani de jucători, asta e clar. Update din Olanda. Hai să mai uităm la echipă, că de când nu i-am mai văzut i-am și uitat. Pe toți în afară de Slender, bineînțeles, și pe Bizarri. Era chiar bizar să-l uit pe Bizarri. O lună am așteptat să fac gluma asta iarăși. Bine, o săptămână. În atac intră Ala Akbar. Pe urmă vecinul meu intră în atac. Nu. Pavluski. Da, acum am înțeles. Vecinul meu vine aici. Așa, Mpoku, Vilakazi în atac, Măsa, Barbă, Cezar, Slender, zeul zeilor pe bară. Săgeata în jos la Slender nu indică, Doamne ferește, că nu e în formă. Indică ultima persoană pe care a bătut-o. Uitați-vă, Slender ultima oară l-a bătut pe și dăm în jos, cum spune săgeata, pe Radavona ăsta, care nu-i spune numele. E accidentat, bineînțeles, pentru că l-a bătut Slender, că săgeata în jos asta indică. Și ăsta, la rândul lui, l-a bătut pe Seculin, care are 69 overall. Și Seculin n-a mai bătut pe nimeni, că el nu mai are săgeată în jos, vedeți? Și așa se citesc astea săgețile în jos, știți? Nu că e în formă sau nu. Ăla pe care bate pe ăla, știți? În fine. Mergem un spițetul spaghetone. Momentan nu și-a intrat echipa. Are de dus o livrare specială de pizza plus curățat WC-ul. Pe care el special a făcut-o. Și v-am spus, planul lui de a face pe viitor pizza, curățat WC-ul, înregistrat film porno. Mai greu, are nevoie de jucători adevărați. Slender e singurul momentan care poate face asta, dar și pe viitor o să mai vină și alții. Un meci cu Inter va fi foarte, foarte greu. Avem după meciul cu Juventus un meci cu Inter. Un început greu pentru Chievo Verona, însă dacă vom câștiga ar fi incredibil. Și un egal ar fi incredibil. Și o înfrângere cu 1-0 n-ar fi rea, pentru că e Inter până la urmă. Am pierdut cu 2-0 versus Juventus, dar am jucat bine. Poate astăzi vom bate Inter. Meciul începe și pe noastră prin Ala Akbar. Are luptă de start.
Allah Akbar către ACDC. Vila Kazi. El ne-a calificat mai departe în cupă, dacă vă țineți minte. Cacciatore, foarte frumos trece acolo și dă către Vila Kazi, care rămâne careu. Vila Kazi, înapoi, Cacciatore, blocat. Blocat acolo în ultima secundă. Însă începem foarte bine. Cezar către Gobi. Mupoku, vecinul meu. Bine către Christensen, care are și el spațiu. Christensen, shot goal! Christensen! Ce gol înscrie ACDC! Ce lovitură! Sub bară, nu îmi vine să cred. Până acum cel mai frumos gol al nostru în acest sezon, lăsând la o parte bijuteriile lui Slender de la antrenamente. E clar, Slender l-a antrenat pentru acest meci pe Christensen special, ca să înscrie un gol ca ăla. Avem 1-0 cu Inter acasă, fanii noștri din al 9-lea cer. Și dacă am păstrat acest rezultat încă 85 de minute, ar fi un mare rezultat și ar fi o revenire a mea după o săptămână perfectă. O revenire a mea, nu săptămâna e perfectă, revenirea mea e perfectă. Mupoku recuperează foarte bine și din nou atacăm. Mupoku către Saimah, cunoscut precum Allah Akbar, care sperăm să nu buie stadionul chiar astăzi când conduce și noi. Vila Kazi acum în margine. Vila Kazi trece. Vila Kazi. Vila Kazi. Ce șut prost. Dacă era Slender acolo, era bară gol. Tânga asta este Paloschi. Paloschi, oh my god, Paloschi. A preluat mingea și a pierdut-o din preluare. Trebuie să fii chiar mama ta, Paloschi, ca să faci asta. Cred că și până și mama ta prelua mai bine mingea. Tu ești mama mamei tale, care vine bunică și suna mai normal să spun bunică, dar în fine. Biabiani centrează, prinde Bizarri, care aruncă mingea. A fost chiar bizar să spun, aleargă mingea. Biabiani din nou. Îl urez de la Ultimate, dar vecinul, ce recuperare! Exact cum recuperează vecinul meu toate facturile mele și trebuie să vin mereu la el să le iau, că mi le ia el din greșeală. Așa a recuperat și vecinul acolo. Monta nu atinge mingea, dar nu-i nimic. Lucruri mărețe pot fi obținute și fără atingerea mingei. De exemplu, poți să devii președintele Americii fără să atingi mingea. Asta nu înseamnă că echipa noastră poate deveni, dar... Oh my god, ce șut a avut pala... Șut cu capul, dar în fine v-ați prins voi. Condogbia, Bizarri apără. Perisic e pericol, încă o centrare, foarte bine respinge barba acolo, pe barba lui a zis, pe barba mea voi nu treceți de mine. Și a avut dreptate, chiar dacă n-a avut barbă, expresia contează. Oh nu, din nou, scăpăm cu greu de gol. Și scorul rămâne 1-0 pentru noi. Christensen va bate această lovitură liberă, a dat un gol fantastic. Înseamnă că are șutură la distanță, înseamnă că va da gol și de aici, nu-i așa? Logic. Christensen, da, are mult la curve, deci merge seara în cluburi, asta înseamnă, nu? Va bate, hai să vedem, Christensen, bară! Ce ghinion! Mingea lovește bara, dacă făceam 2-0 la pauză, ăla era meciul, puteam încheia practic. Hai să asigurăm victoria. Cum asigurăm victoria? O băgăm pe Brown, femeia noastră, în locul lui Allah Akbar. Și facem asta și zeul zeilor, intră în locul lui Mupoku. Game over. Uitați-vă doar, Slender intră, lumea pleacă de la stadion, falicior de Inter, pentru că gata, știu că a terminat meciul. Slender e în teren, ce rost are să mai te uiți la meci? Paloschi recuperează și mingea este la Slender. Mingea e la Slender, repet, mingea e la Slender. Ce pasă genială. Pasa anului. În fine, acum Paloschi. 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 Măsa, ce pot să mai spun? Când e mingea la Paloschi, are un buton, știți? Pe care îl poți porni sau opri. Pe o parte butonul arată măsa, pe o parte butonul arată jucător decent. Momentan Paloschi este măsa. Când are chef Paloschi să schimbe butonul, vom vedea. Acum era în offside, aparent, sau nu știu ce s-a întâmplat, arbitrul vrea să dea ceva. Urmează un meci cu Torino. Interesant. Sperăm că vom bate astăzi, însă. Brown, femeia, se întoarce în apărare, dar dă pase cu Jovetic, că e sexy. A zis Jovetic, dacă îți dau pasă, vii pe la mine de seară. Și respinge în greu. Biabiani rămâne.
La balon, shoot blocat pe barbă, incredibil barbă. Se dă și fault, fantastic, bravo barbă. Câștigă la cap, Palacio, ok, offside, perfect. 1-0 cu Inter, e un super rezultat și de-abia aștept să termine meciul cu acest scor, mă refer. Dacă se termine, oh my god, Gobi, ar trebui să duci în B să plantez bomba pe DAS 2 și să mor cu ea. Nu să joci aici. Gobi, auzi nume. Bine, probabil se pronunță Gobi sau Gobbui, care 2 de B. Gobrui. Gobrui. Ok. Hai să revenim la fotbal și să lăsăm prostiile. Montoya. Condogbia, trecere norocoasă, dar trecerea e trecere. Ce contează cât noroc ai avut și cât rahat ai mâncat dimineața. Pentru așa trecere. Cezar blochează și Bizarri prinde mingea. Paloschi către Isaia. A, nu, e Slender. Cum să fac greșeala asta? Slender! Slender! Ah, dacă scăpa Slender acolo și înscria, cred că spărgeam toate microfoanele posibile din lumea asta și toate căștile voastre. Voi vă dați seama ce se întâmplă când înscrie Slender? Nu, de fapt, vă avertizez. Dacă îl vedeți pe Slender în fața porții cu mingea, dați-vă căștile jos și puneți-le la 5 metri de voi. O să auziți cu toate țipătul meu dacă dă gol, dar pentru a fi sigur, știți? Pentru a fi siguri, faceți asta. Acum e liber acolo ăla, dar a dat pasă greșită. Oricum nu contează, ACDC a dat un super gol și nu contează. Portar, bravo. Bizarri. Bine. Am riscat puțin, dar până la urmă ieșim foarte frumos. Isaia, față în față cu Ranocchia. Isaia trece foarte bine, dar pierde în fața lui Montoya. Bravo vecinul, ce intervenție. Joacă bine vecinul astăzi. Se vede că n-a mai ascultat muzică toată noaptea, pentru că... Bilacazi. Schimbă partea foarte bine către Brown, care întoarce. Vecinul trece foarte bine, vecinul apără. Acolo e cineva, dar a făcut fault aparent. Minutul 90, mai e foarte puțin de rezistat și vom face un egal măreț, barbă, incredibil. Ce intervenție, vecinul către Isaia. Se încheie meciul. O victorie și ce victorie facem. Batem Inter acasă cu 1-0. Foarte, foarte frumos acest meci. Hai să vedem încă bijuteria lui Christensen, care ne-a adus victoria. Ce pas acolo. Și Christensen, superb, superb șutul. 1-0, victorie italienească, că tot suntem în Serie A. Însă o victorie foarte, foarte importantă. Am mai spus de 10 ori, dar o să repet, pentru că cred că e chiar prima noastră victorie, nu? Avem 5 puncte, da, o victorie și 2 egaluri și o înfrângere cu Juventus. Am un mesaj din Belgia. Oricum nu mai am Sulă. Știu că îl cheamă Sulă, dar o să-i spunem Sulă. Nu, no, lasă, că n-am bani de alușcători. De ce? Știți cu ține seamănă ăsta? Ați fost în supermarketuri și a venit cumva niște persoane la voi și v-au întrebat: n-ai nene, 5 lei să-mi dai și mie? Sau 50 de bani? Una dintre cele persoane seamănă Cristian Cuevas, care cerșește în supermarketuri. În fine, urmează un meci cu Torino și ultimul meci, 950.000. Faza, mai am bani? A, nu mai am niciun ban. A, ba da, da, îi dau salariul mic. Îl luăm și pe ăsta din supermarketuri, decât să stea să cerșească în fiecare zi. Hai să-l luăm. Să... A, dar nu putem, că s-a încheiat perioada transferului, sunt chiar idiot. Ok, urmează un meci cu Torino și ultimul meci de acest episod. Vom păstra aceeași echipă. Dacă nu avem vreun meci în cupă, curând. Nu, avem meci cu Sassuolo pe urmă. Deci e ok. Pentru meciul cu Torino vom păstra echipa asta. Ei au 6 puncte, noi avem 5. Îi putem bate, asta e clar. Și suntem în formă, am bătut cu 1-0
pe Inter, care e echipa mai puternică decât Torino. Bine, în realitate, și în joc, nu e mare diferență cum era acum 3 ani între ele două, dar totuși Inter e puțin mai bună decât Torino. Hai să vedem, încă un meci acasă, încă un meci pe care îl vom câștiga. Ala Akbar, sperăm că nu a avut timp să seteze dispozitivele care explodează zilele astea și meciul va decurge normal. ACDC, către Paloschi, vecinul. Mopoko urcă acolo Gobi, întoarce către Mopoko, care are spațiu de șut, o face și dacă începem iarăși cu un gol frumos, era foarte tare. Mopoko a fost blocat însă, chiar seamănă cu Kone cu părul ăla din cap. Centrează acum către Paloschi, iese portarul, câștigă bine Cașiatore, Ala Akbar, oh my god, incredibil. Ce se întâmplă? Încă un gol fantastic! Încă un gol incredibil! Și uitați-vă doar că am mai văzut comentarii de genul ai setat erorile la șuturi să dai goluri de-astea. Nu o să pun pauză deloc, o să intru direct, uitați, intru direct ca să vedeți că n-am erori la șuturi schimbate, chiar mă enervează de care spun chestii astea. Uitați-vă! User gameplay customization, toate 50. Câpul, gameplay customization, toate 50, nu vă gândiți la prostii sau la faze ca astea. Două goluri incredibile în minutul 6. E o conspirație la mijloc, dar nu vreau să aduc încă numele lui Elemenco. Exact, este exact ca golul lui ACDC, decât că pe celălalt colț. Parcă celălalt ACDC a fost mai frumos. Însă Ala Akbar a bubuit poarta, nu vă gândiți la altceva, a bubuit practic poarta. Dar n-a fost genul de explozie pe care ar fi vrut-o el, bineînțeles. Acuia. Acuia. Acuia, acunuia. Iubesc să văd noi nume în seria. Adică în Premier League m-am plexit, vă zic toate numele de 10 ori, dar acum vedem noi nume. Acuia. Farnerud. Baseli. Ben Yedder e foarte bun și Maxi trece! Bine, Bizarri, ce intervenție! Va centra Farnerud. Nu, să nu spui că am reușit. Să nu spui că am reușit după două meciuri, pentru că vreau să filmez multe în seara asta și nu doar două. Ala Akbar i-a explodat încrederea adversarului pentru că n-a mai avut curaj să facă nimic. E la Kazi. Paloschi. La Kazi din nou. Au o defensivă proastă cei la Juventus, după ce spune comentatorul de la Juventus, de la Torino. Oh my god, Gobi. Au primit 8 goluri în câteva etape, în, nu știu, 5. Ala Akbar. Are șuturi fantastice. Uita. A spus Ala Akbar, vă bubui pe toți, vă piși pe el de joc, vă bubui, frate, vă piși pe el de joc, vă bubui aici pe toți. A făcut cu mâna toată lumea de aici, o să explodeze. E chiar nervos, n-aș vrea să-l supăr pentru că o să explodeze stadionul dacă îl supăr mai rău. Paloschi acum, sperăm că nu este, știți voi cine. Trece bine, pasează foarte bine către ACDC, care întoarce nimeni acolo. Însă da, au o apărare slabă cei de la Torino, cum spunea și comentatorul. Deci îi putem bate și putem înscrie multe goluri. Bine, faza e că au un atac bun, dar o apărare slabă. Ben Yedder trece, centrează pe jos și am scăpat. Foarte, foarte aproape să primim un gol destul de sueti, dar am scăpat. Kone, ai grijă. Nu e chiar Kone full, e un fel de semi-Kone acest Kone al nostru. N-are înălțimea lui Kone și nici mecheria și mafioția lui Kone, dar e un semi-Kone. Nu e chiar mafiot cum era Kone. Nu umblă cu cuțite, el umblă cu ungheri. Știți că și cuțitele, și ungherii l-au, cuțitașul la mic, cu de-alea umblă el, că n-are valoarea lui Kone să umble cu cuțite de-alea de... Știți voi, cuțite care taie carne. Cum se numesc, frate? În fine, știți voi. Voi sunteți mai deștepți ca mine, deci știți cum se numesc alea. Și... Da, asta e un fel de mini Kone Mupoku ăsta. N-are valoarea și umblă cu cuțite de la ungheră, dar e și el puțin mafiot acolo. Îi înțeapă cu un cuțitul ăla de la ungheră nițel, ca pe adversari.
Semicone a trecut bine acolo, dar nu a rămas la balon. Ben Yedder către Acuia. Acuia care dă către Ben. Oh nu, oh nu, 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 nu. Vasily Maxi. Apără foarte bine Bizarri. Un poc e accidentat. Cred că a căzut în ungheră, altă explicație nu am. A căzut și a intrat ungheră în penis. Se întâmplă des, credeți-mă. Uitați-vă la știrile de la ora 5 pe ProTV. Bine, pe orice alt post o să aflați știri de genul ăsta. Om de 60 de ani și-a înfipt un cuțit în penis. Asta e o știre adevărată, dacă căutați pe Google o să găsiți știrea asta. O, am uitat și eu, am văzut știrea asta și am închis televizorul și l-am urcat pe geam. Mupoku e accidentat, hai să-l băgăm pe Slenderul locului. Mupoku pe viitor nu mai intra cu unghiera aia pe teren. Știu că încerc să fii șmecheraș, dar e cam greu. Intră Slender, bineînțeles. Bine, ACDC. Gasi, shoot! Bizarri, poate o scăpa în poartă, că scăpam în palmă, dar nu mai ieșe din pământ. Scăpam în palmă, deveneai negru. Pentru că dădeam cu palma la monitor și nu mai te vedeam, asta mă refer că deveneai negru. Dar asta e partea a doua, Vilakazi sau Vilkazi acum. Către Ala Akbar care dă către Măsa. Măsa la port, nu Măsa lua Ala Akbar. Și acum Perez trece în margine. În fine, Barbă i-a zis lui Acuia. Acuia stai jos, Dițel. Dacă nu v-ați prins, asta a fost una dintre glume. Fiecare dată când deschid Facebook-ul văd chestia aia. Amuzantă, dar orice care e repetat prea des își pierde amuzamentul. Fault, perfect. Încă o șansă bună pentru ACDC să înscrie. Asta ar fost una dintre glume, pentru că a așteptat Paloschi. Ha-ha! Paloschi! De ce sunt prost? ACDC dădea gol de acolo, dar am zis să citesc cu Paloschi, poate are butonul schimbat și nu e Măsa, dar Paloschi decide să fie concomitent cu Măsa continuu. E o funcție continuă care depinde de Măsa, e F de Măsa egal Paloschi. Ca să vorbim totuși de la automatică, nu? Slender, dacă dai gol știi că explodezi. Dacă dai gol știi că explodezi! Lăsăm. Îmi pare rău, vecinilor. Îmi pare rău, nu chemați poliția încă. Îmi pare rău că v-am distrus și vouă urechile. Slender. Slender! Slender! Nu, no, dacă dau gol cu Slender și să fac, o să pun căștile pe masă, o să mă duc la două camere distanță și o să țip. Singura variantă posibilă. A, da, și nu vă sper dacă vine poliția, o să continui. O să spun poliția, stați puțin că joc cu Slender și nu e treaba voastră. Și o să continui să filmez. Mamă, dar ce șut a avut Slender, toate acele secole de antrenament, în sfârșit și-au meritat toată munca aia. Fault, arbitru, idiot. Ce șut, a dat fix bară, dar ce trecere a făcut Slender, exact ca la antrenamente. Dacă nici pentru aia nu merită balonul de aur, nu mai știu cine merită. Cui se dă balonul de aur? Ala Akbar, pentru un gol că de căcat care l-a dat astăzi. Nu merită. Slender, dacă nu primește balonul de aur, o să-mi tai mâinile. Oh my god, ce pasă proastă, dacă era Slender acolo, doamne. Exact ca la antrenament a făcut Slender faza aia. Paloschi? Făceam și 2-1, 2-0, meciul era încheiat. Acum sper că n-am blestemat și vom primi gol, dar... Ala Akbar rupele, bubuie picioarele, dacă nu poți să bubui efectiv stadionul. Într-o 87, nu vreau să primim gol acum. Două victorii, astăzi ar fi un vis. O revenire perfectă a mea după o săptămână. La vechiul calculator și la vechiul microfon și să sperăm că arbitrul va fluiera. 4 minute de prelungire. Gazi. Are gaze la burtă. Ok, asta a fost una dintre glume dacă nu v-ați prins. Acuia a luat mingea, dar una dintre glume nu a funcționat și acum întoarce. Rupele picioarele, centrarea vine bine, Barbă, incredibil, vecine, îmi cer scuze că am țipat. Acum vă vorbesc cu vecinul din realitate, cu vecinul din joc n-am o treabă pentru că aș ca bine. Victorie cu 1-0, Ala Akbar, omul meciului.
Sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, vă rog, deja a crescut cu 1. Cât credeți că o să ajungă Slender până la finalul sezonului? Acum, până la finalul carierei. Acum spuneți sincer. Eu cred că Slender până la finalul carierei noastre 97 cel puțin. Shooting 103, o să buguiască jocul, o să crească peste cât e posibil la shooting. Și de asemenea, Slender o să construiască un nou mod special. El o să-l construiască singur, mod cu pădurea în joc. Adică o să fie prin pădure pe acolo, cu pomi, practic pomi în teren. Și Slender apare pe acolo printre pomi, se mișcă, sare, ca maimuțele, prinde pe aia de gât, îi omoară acolo. Ar fi interesant, știți? Să joci fotbal FIFA într-o pădure cu pomi. Slender o să facă visul ăsta realitate. Și aici se încheie episodul. Sper că v-a plăcut, pentru că mie mi-a plăcut la nebunie să filmez, să mă distrez. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați că nu ați făcut-o încă. Iar până data viitoare, pentru că între timp spaghetonii are de dus livrări, vă urez tuturor o zi bună!